Hello! Bun venit la Wake Up Game TV! Astăzi cu noi este Livia, dentistor. Crema dentistor. Și eu dentistor. Dacă nu știi, dentistor este o grupă de cover dance din Moldova, K-pop cover dance. O să pun link-ul mai jos. Și astăzi vrem să facem degustație la snack-uri coreene. Care de-abia? Ai! Profit de ocazie să mulțumim magazinul de KJ Center din București pentru că avem parte de... Din păcate, Moldova nu așa, da? În Moldova nu-s. Până când sperăm că o să fie. Deci vă mulțumim foarte mult. Da, vă mulțumim. Poți mai trecem prin un specific? Numai decât. La KJ Center, pe lângă snack-uri coreene, puteți să mai găsiți snack-uri japoneze, băuturi diferite, ramen-uri de toate felurile și, în ultimul rând, pe lângă snack-uri dulciuri, biscuiți, produse de machiaj gen măști și, în ultimul rând, albume K-pop. Așa că, dacă aveți albume nevoie, știți unde să intrați. Noi, ca tare, am mai filmat mai înainte să filmăm video acesta, noi am filmat alt video unde noi am încercat alte snacks-uri coreene, dar din păcate s-au șters, dar da, au rămas doar câteva fragmente din video-uri din care s-au păstrat. Wow! Ideea care? Mirosul, da! E distruguri puternic cu pereu. Care care amone uimit e... Poamă! Poamă! Poamă înăuntru! Adică noi turneam așa, știi, ne știți când colobați ca struguri de poamă. Chiar struguri, struguri. Da! Chiar e struguri, struguri, adică chiar... Poamă. Și serios, adică struguri, struguri. Așa că să trecem la degustație. Cum facem? Așa... Cu ochii închișuri, alegem unul? Hai! Hai, crema! Nu știu ce e asta! Mor! Ai, sunt țâr! Eu, ca să înțelegi, este eu ăsta tare, tare, vreau să-l gust. Mi-am luat capul. Takoyaki bowl. Eu am mâncat în Coreea takoyaki, el e japonească tare. Dar n-am gustat snacks-uri takoyaki. Takoyaki! Da? Ne. No, no, no. Soarta. Two hours later. Wow! Vreau să am făcut carne. Snack takoyaki. Iată așa, el arată? Ce? Eu nu știu ce asta de mi-mi place. Ca voi să înțelegeți, are gustul ceu. Se pare că are gustul ăsta și de snack. Ce gustos! Cu ce gustul? E bun. E dulciu așa, da? Dulciu cu maionez. Cât este lupții mei? Gengei? Ce? Iată. Pentru că e prima. Vedem ce mai fac. Gustos! Eu am ales saltopoki. Saltopoki. Eu am mai gustat până acum. Da? Da. KJ Center a avut o promoție în care, gen, dacă îți crei că vrei să participi, te invitau la ei să faci degustații de un produs oricare vrei gratis. Și după asta să scrii despre dânsul postare, să faci un video ceva și să spui cum e. Și am ales atunci lista. Acum o să vedem că e naș, pe ele despre dânsul. Parcă e macaron. Iată-l. Let's try! Ce? E dulce? Înseamnă că tot pot fi la gust. Nu înseamnă că tot pot fi la gust. Deloc. Da? Fac e miere cu ceva juri. Da. Așa? Da. Îi dau pentru asta 4 steluți. Eu o să-i dau 3. Pentru că... Pentru că... Bun, dar
Nu m-a impresionat la prea atât, acum m-a impresionat Takoyaki. Da. Takoyaki. Stânga sau dreapta? Dreapta. Coco Pop. Aici arată niște struguri. Struguri. Și cocos. Struguri și cocos. Și eu nu știu la ce gust se mai știe. La cocos sau la struguri? Miroasa struguri. Miroasa soju, taxi. Așa? Soju. A soju? A soju cu gust de struguri. Opa! Sarme. Opa! Ia uite, el are bucăți de ceva în stul. Ia, vezi? Ia. Vezi, uite ceva alb. A, da. Noi nu vă-l arătăm, pentru că dacă Crina a încercat, dar să avem noi cadă și ne-au dat toate albumele, care stă acum în cameră. Da. Da, în fine, noi data trecută am mai gustat un băutură de tip din seria asta, da. Care ați văzut în preview. Are poamă? Are gust de poamă. Nu pot înțeleg ce chestie este pe albumul. E cocos? Nu, nu e cocos. Nu e cocos. Nu sunt cocos. Deci nu văd cocos. E ok, adică... Dar e straniu. Jelie! Asta... Tangkong... Parcă e nici nu-i coreană. Parcă e chinez. Da. Snack, sur cu arahid. Fu. Nu, nu-i fu. Ia catala... Ping. În primul rând, el are nuci, dar la gust e dulce. Snack-uri cu arahide. E la gust ca ceva și mai mâncat. Sau, sau. Dacă sunt fel? E ok, da. E ok. Cât ți-te luat de? 3. Eu tot 3. Uite, o post sau încă este trendul ăsta cu honey butter chips. Ce? El are gust. Ce-i sunt gustul? El are gust. Parcă n-au gust. Așa spui și eu sunt aleac. E porumb, sâmpte. Sâmpte aleacă gustul de cașcaval sau aleacă. Dar miroase ca săpun și parcă n-au gust, sincer. O zis că corn 68.8, honey butter 8.9. Disappointed, sincer. Da. 1 din 5 pentru mine. 2. Eu vreau asta. Eu tot vreau asta. Ele se numesc Bucio Bucio. Bucio Bucio. Și Shiny face o publicitate pentru Bucio Bucio. Shiny charam Bucio. Bucio Bucio. Un fel de ramen, un fel de mivină. Arată e ca mivină. Ca mivină. Stai, că dacă e ramen, dacă nici nu-i pont să... Ramen! Se simte barbecue-ul. Dar nu, măi, că este ramen. Ia, mod de preparare este? Mui. S-a dat cum trebuie decât e. Dar nu, că este ramen, măi. Uite, poate să-i pui chestia asta deasupra și ăla să aibă gust de macaron cu cum e bine. Cine știe, vă rog, lăsați un comentariu mai jos cum se prepară acest ramen. Bucio, 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 bucio. Mai departe... Mai departe este chicken hot kangjong. Nu le-am gustat. Hot. Hot. Miroasa hot. El e sweet. Iute, așa-i. El e la gust, sweet, dulci, că nu mănânci. E dulcie, după asta are gust de chicken. Da. Găină. Gustos. Cât îi dai? 5. 4. Îi dau 4 pentru cum a fost și prima dată când am gustat un gust neobișnuit, așa e și acum. Următoare și noi să încercăm, asta e Chilsong Side. La culoare e ca Fanta, ca Sprite. Ca Sprite. Cine? Are gust de Sprite! Dar miroasa sodă de mâncare. Nu. Da. Miroasa sodă de mâncare. Hai. 4 din 5 pentru neoriginalitate. 3 din 5.
ultimul snack pe care îl gustăm azi e iubitul nostru cocalcon, care noi l-am mâncat cu gust de honey butter data trecută și a fost preferatul nostru de tete. De data asta e gustul de porumb. Iată. Noi azi le mâncăm așa cum spun, cu bine. Ta-da! Și cum se mănâncă ele? Ce de gustos! Este cu porumb, nu sunt la nivelul așa de honey butter, dar sunt bune, îmi plac. Cât îi dai? 4. De aceea că takoyaki mi s-a părut mai gustos. 5 din 5. Nimba. Deci aici închidem video-ul nostru. Mulțumim că ne-ați privit. Da. Noi pe viitor o să mai facem video-uri cu show de degustație la Oigubin TV. Da. La noi iar a murit camera. În fine, ce am vrut noi să vă spunem, vă mulțumim că ne-ați privit, like, share, subscribe, intrați la KJ Center în București dacă vreți să vedeți, să achiziționați, să intrați. Și în ultimul rând, subscribe la canalul Tu Storm a nostru pe YouTube. Da. Și like la pagina noastră pe Facebook și like la ei. Da. Mulțumim, pa! Bye! Oigubin TV, cât!